centrul Devei, pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, este deschis târgul de iarnă. În această locație se fac ultimele pregătiri pentru revelionul în aer liber, dar târgul își așteaptă oaspeții și în primele zile ale anului viitor, acesta fiind funcțional până în data de 9 ianuarie 2022. La cumpăna dintre ani vă așteptăm cu mare drag și cu mare bucurie pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean din Piața Victoriei pentru a sărbători Revelionul 2022. Vor avea loc concerte susținute de trupele The Story și Coaz și, bineînțeles, un superb foc de artificii la trecerea dintre ani. Așadar, vă așteptăm cu mare drag să ciocnim împreună o cupă de șampanie și să trecem cu sănătate și cu bucurie în anul 2022. Târgul rămânând deschis până în data de 9 ianuarie, pentru cei care doresc să viziteze standurile de aici și să se delecteze cu cele mai bune preparate tradiționale românești. Vă urez din tot sufletul sărbători fericite și la mulți ani! Târgul de iarnă din reședința de județ este organizat de Primăria și Consiliul Local Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din urbea de la poalele cetății.